exercițiu de perseverență și de răbdare, până la urmă. Dar ce ați văzut aici e, să spunem, 30% muncă, 30% suflet și restul ambiție. Ambiție foarte multă. Da. La urmă că e vorba de un program, trebuie să te răpești ori din sânul familiei, ori din al muncii. Deci, până la urmă, este vorba de un sacrificiu. Chiar și acolo, în instanță, suntem tot colegi, până la urmă. Noi nu ne certăm între noi, sau cel puțin acesta ar fi dezideratul profesiei noastre. Iar aici este pur și simplu o transpunere a solidarității noastre într-un plan, să spunem, extra-profesional și care ne umple de bucurie. Adică ce ați văzut în seara asta e un schimb de energie. Nu doar publicul dă sau publicul primește, ci toate părțile pleacă acasă fericite, sperăm noi.